Mai departe, pentru o serie de hotărâri de guvern de astăzi. Guvernul a adoptat astăzi proiectul de lege privind venitul minim de incluziune. E un act normativ care vine în completarea politicii antisărăcie pe care Guvernul României a mizat și a declanșat-o în lunile trecute. E un proiect amplu, extrem de important, prin faptul că pune la oaltă, strânge la oaltă, dacă vreți, trei tipuri de ajutoare deja existente. Ajutorul de incluziune, ajutorul de sprijin pentru familiile cu copii și ajutorul suplimentar pentru locuire, ajutorul pentru încălzire, cum este numit acum. Toate aceste trei tipuri de ajutoare sociale se vor subscrie acestui mecanism devenit minim de incluziune. La aceste ajutoare cumulate, care constituie ajutorul minim de incluziune, se mai adaugă câteva elemente în plus, anume plata asigurărilor de sănătate, adică odată primit acest venit, el cuprinde și elementul de plată de asigurare de sănătate, presupune și asigurarea de locuință pentru persoanele care au în proprietate o locuință, asigurarea obligatorie de locuință conform mecanismului de asigurare obligatorie și eventuale ajutoare de urgență în caz de necesitate, în caz de excluziune, dacă se pune problemă.